Dacă vreți să câștigați acest set de joacă, rămâi cu noi până la final și scrie-ne într-un mesaj dacă am reușit să găsim personajul ultra rar Mr. King. Asta e prins. Stă bine. Încă un pic și termin podeaua aici. Adevărul că mare noroc am avut cu doamna. Nu știu cum am reușit să dau peste anunțul dumneaei, dar bine am făcut că l-am găsit. Salariul e bunișor. Pentru un om fără studii e foarte bun. Ce să fac dacă nu mi-a plăcut școala? Dar asta e o altă discuție. Bine că am nimerit aici, bine că mi-am adus și copilul și se joacă împreună cu fetița doamnei. Totul este sub control. Cât de amuzante sunt episoadele astea din Super Zwins. Dar mașinările sunt pregătite, le putem prezenta azi. Maria, unde ești? N-ați văzut-o cumva pe Maria? Ba da, doamnă. Vedeți că este sus la căsuță. E cu băiatul meu. Am înțeles, mulțumesc. Maria! Uite, Teodor, ea este Enigma. Maria, ce faceți acolo? Ne uităm pe telefon. De ce stați pe telefon și nu vă jucați cu altceva? Păi ne uităm la noile episoade de pe canalul de YouTube Super Zwins România. Este vorba despre figurinele alea pe care le găsești în toate magazinele, hipermarketurile, în Carrefour, în Cora, în Selgros, la chioșcurile de ziare și chiar în magazinele de pe online? Da, mami, despre ele este vorba și le poți comanda chiar și de pe eMAG. Și să știi, vreau și eu, te rog să mi le cumperi. Mai ales că a apărut noua colecție, seria 3. Bine, mami, dacă îți dorești atât de mult noile figurine din seria 3 Super Zwins, am să ți le cumpăr de la Selgros. Mami, stai, să-mi cumperi și revista, adică posterul. Pentru că în noua serie Super Zwins, revista a fost înlocuită cu un poster care conține harta orașului Kaboom. Am înțeles. Mă duc la cumpărături. Doamna pleacă la cumpărături. Pentru tine. Am să urmăresc pe doamna când o să plece și am să-i cer niște bani în avans să văd dacă îmi dă, că vreau și eu să iau lui Teodor figurinele astea. Copii, eu am plecat la cumpărături. Bine, doamna. Ați auzit? Am plecat. Bine, doamnă, bine, dar mă scuzați un pic. Spuneți. Am o rugăminte la dumneavoastră. Da. Credeți că astăzi îmi puteți da banii un pic mai devreme? Cine știe când mă întoarceți dumneavoastră și dacă am să vreau să plec un pic, bine, îmi haideți. Permiteți? Vi dau acum. Mulțumesc. Poftim. Mulțumesc, dar e cam mult. Mi-ați dat prea mulți bani astăzi. Nu, este bine așa, îmi place cum lucrați și îi meritați din plin. Să rămână, mulțumesc frumos. La revedere. Mulțumesc. Păi de aici aș putea să-i cumpăr lui Teodor mai multe jucării și să-mi rămână și bănuți pentru mâncare. Am să merg de îndată la chioșcul de ziare cel mai apropiat ca să-i cumpăr noua colecție Super Zwins. Îi voi face o mare bucurie băiatului meu. Să rămână, doamnă, mulțumesc frumos! Este foarte cochetă și și-a cumpărat-o de undeva. Am să fug repede să... Copii! Teodor! Maria! Nu sunt aici, copii. Copii, unde sunteți? Acolo erați! Maria, am să te las puțin cu Teodor, eu lipsesc 5 minute, voi între timp rămâneți cu doamna Ioana, da? Ok. Bine, mulțumesc! Tati, vin repede, da? Da. La revedere. La revedere. Am luat revista și un set de joacă și cu niște pliculețe. Teodor va fi foarte bucuros să mă duc repede să le duc acasă. O să le bag în buzunar. Iar astea, aici la bicicletă, noroc de portbagaj. Așa. Stau bine? Stau. Tare să se bucure Teodor când o să mă vadă.
Teodor, Maria, am ajuns. Ia uitați ce am aici. Ia uitați ce am cumpărat. Am găsit super Zinx. Și mai am ceva aici. Mai am încă două, uite. Unuție. Și astea, nu știu cum să fac acum să le împărțiți. Dar vă descurcați voi, da? Vă jucați împreună, bine? Poftim. Hai, luați-le să le desfaceți. Maria, am venit acasă. Dar oare ce fac copiii ăștia? Mami, ai venit! Wow, cât de mult ai adus! Toate sunt pentru tine, Maria! Mulțumesc! Le poți duce! Wow, ce multe sunt! Maria, vin și te ajut! Hai, ce-o dat? Ce aveți aici, copii? Super Zinc! Atât de multe! Da! Doamnă! Dar atât de multe ați cumpărat? Da, pentru că vreau să fac și alți copii fericiți. Iar voi, dacă vreți să câștigați acest set de joacă Gogoașa vs. Croissant, dar și un poster super cool care conține harta orașului Kaboom împreună cu o mască de supererou sau de rău făcător, rămâi cu noi până la final și scrie-ne într-un mesaj dacă am reușit să găsim personajul ultra rar Mr. King. Întreaga colecție Super Zinx conține 90 de figurine. Așa că eu zic să ne apucăm să le desfacem. Haideți să vedem. Ia. Eu am desfăcut asta cu mașinuțe și figurină. Deci... Și mi-a căzut o figurină rară. Figurină? Adică un coș sau un cufăr. Eu am aici un telefon. Asta e ciocolată. Ciocolată este asta? Noua serie conține pliculețe cu câte două surprize, dintre care una este noua mașinuță Super Slider. Adică mașinuța o dai cu spatele și pleacă singurică. Ia să vedem și figurina. Avem o minge de basket. Ha, uite așa. Eu aici am găsit un ursuleț. Iar eu am găsit o peiată de găși. Wow! Am găsit un biberon. Cel mai ultra rar! L-am găsit pe Mr. King. Erica din nou este norocoasă. Bravo! Adică, pardon, Maria este norocoasă. Oh my God! Nu pot să cred. Și la această colecție l-am găsit pe personajul principal. Bravo, Maria! Punem super sliderele la rând. În total sunt 12 de colecționat. Și Super King va sta în fața tuturor. Și să deschidem următoarele figurine. Hai să desfacem să vedem posterul, cum este? Uite, tu, Odine, tu vei fi un super erou. Vino în face să-ți pun ochelarii. Ochelarii de super erou. Și Erica va fi rău făcătorul. Iar acum să vedem ce se ascunde în acest poster. Wow, cât este de mare! Este harta întreagă a orașului Kaboom, uitați! Este foarte mare, iar pe spate avem informații despre toate figurinele. Tot în seria 3 de Super Zinx găsim și pliculețe care conțin două figurine. Haideți să vedem ce fel de figurine se ascund înăuntru. Avem figurină rău făcător, uitați-vă la ochișorii galbeni, și avem figurină super erou, pentru că are ochii albi. Mie mi-a căzut un topor. Și din nou toporul. Iar mie mi-a căzut o, ce-i asta? Un biberon. Iarăși mi-a căzut Mr. King. Nu pot să cred, Erica. Deci nu pot să cred cât de norocoasă poți fi. Antonia, eu uitați cum vine să cred. Niciodată nu am descoperit
Două personaje ultra rare. Ultra rare. O figurină rară. Asta este un zar de joc. Da, e rar. Este argintiu și îl punem aici. Uite, asta e o mașină. Ce mașinuță? Iarăși o mașinuță. O cutie de cadouri alături de o carte. Nu-i așa? O carte întotdeauna este binevenită ca și cadou. Uite-te-mă că zor. Seria 3 vine cu noi ascunzători pentru figurine și sunt 6 de colecționari. Și arată exact așa. Au chiar și sunete, uitați. Așa arată și unde se aici? Se scoate sigiliul de aici, uitați. Scoatem așa. Ia, și figurina. Așa sunt noile ascunzători. Wow! Apăsăm aici și deschidem capacul. Aha, și înăuntru găsim o figurină. A, la fel? Am înțeles. Foarte. Wow, Codrina, un radio are Codrina acolo. Bravo, da? Tati! Iar aici descoperim mașinuțe și roboți. Wow, uitați-vă un pic cum arată. Wow, și punem personajul aici. Are un lansator de... De ce o fi asta? Pa! Cum a zburat, ați văzut? În noua serie, roboței sunt o noutate. Uitați-vă un pic ce armă au. Apăsăm aici pe butonel și lansează. Uhuhu! Ați văzut cum lansatorul de rachete și-a făcut treaba? Primile pe care avem de gând să vi le oferim, adică posterul împreună cu misiunea Gogoașa versus Croasan și vom desface. Hai să vedem, să vă arătăm și vouă ce puteți câștiga. Și avem o mașinuță mică de curse, o mașinuță specială mare de tip camionetă. Uite-te. Și câțiva ăștia sunt niște piloni de circulație, niște popice. Dar aici avem o armă. Ia uitați, este un lansator și acesta. Ia meu. La fel, noi am pus așa croasantul să fie aici în mașina mare. Iar gogoașa se mișcă mai repede. Și uitați, are și ea o armă aici la mașinuța asta. Uitați, am pus aici lansatorul și pop. Deci fiecare are câte o armă. Încă o dată, a treia oară, Mr. King. Iar acum, scrieți-ne, a reușit Erica să găsească personajul principal, ultra rarul Mr. King? Dacă da, de câte ori l-a găsit? Și avem Mr. King 1, Mr. King 2 și Mr. King 3. Iar vouă, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa, pa! Pa.